Vama Siret, vama română-ucraniană, aici unde a început să ningă, este un frig incredibil. Văd sute de mame care intră în țara noastră cu copii zgribuliți, cu copii înghețați. Există o persoană specială, omul care și-a pus la dispoziție acest stabiliment de 5 stele pentru refugiații din Ucraina. El este Ștefan Mandache. Sunt convins că dacă mama era în viață, nu aș fi fost așa de dulce. După ce nu va mai fi mama, vezi tot ceea ce era binele.